Laurențiu Popa are 40 de ani și de 25 pictează folosind o tehnică specială utilizată doar de Rembrandt în maniera clar-obscur. A avut o școală de pictură în Italia, dar s-a gândit să deschidă una și în România. Artistul a strâns ceva bani din vânzarea tablourilor, dar nu suficient, așa că e interesat de un program de sprijin. Acum 4 ani după ce m-am întors din Italia, am încercat să fac o școală de pictură în România. Nu am reușit. Vreau să împărtășesc și la alții din ce am învățat eu. Tehnica e tehnica glasiurilor, folosită de veche maestri. E o tehnică acum uitată. O mai folosesc probabil cei de la Muzeul în Restaurare. Debutanții în afaceri vor avea și avantaje, alocații financiare nerambursabile de cel mult 50% din valoarea investiției, însă nu mai mult de 10.000 de euro, credit bancar cu garanții de stat în limita a 80% din suma solicitată. Și dacă au doar 4 angajați, nu vor plăti contribuții la asigurările de sănătate. Dăm practic șansa fiecărui român să-și deschidă o primă firmă în condiții extrem de avantajoase. Nu există costuri la Registrul Comerțului, există deduceri de taxe pentru privind angajatorul pentru maxim 4 angajați. Ca să primească acești bani, întreprinzătorii trebuie să se înregistreze la Registrul Comerțului sub o denumire nouă, specială pentru ei, SRL ID, adică SRL Întreprinzător Debutant. Planurile de afaceri trebuie să fie acceptate de Direcția Specială din Minister. Iar alocarea banilor se face pe principiul primul venit, primul servit. În acest moment, statul decontează proiectele aprobate în anii trecuți. În ultimii 3 ani, 14.000 de micro-întreprinderi nou înființate au beneficiat de facilitățile fiscale în baza programului pentru tineri întreprinzători, pentru care statul a alocat 15 milioane de euro.